Dragi prieteni, bun găsit! Am încercat să luăm legătura cu Edson Arantes do Nascimento, încercând să-l convocăm aici, dar e și puțin bătrân și distanța cam mare, așa că am apelat la bunăvoința altui Pele, pe care toată lumea îl cunoaște, Gavril Pele Balint, căruia îi mulțumim că a acceptat invitația să vină la noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Introducere frumoasă! Frumoasă! Și eu am încercat să iau legătura cu Pele, adevăratul Pele, dar n-am reușit. Nu? Nu. Mi-a făcut rostage, în schimb, de un autograf de la el, când a fost la o constituire FIFA acum mai mulți ani. În rest, vezi, ăsta e visul meu neîmplinit din fotbal. Da, pe bune, ăsta da. Da, să-l fi cunoscut. Uite, pentru că am ajuns aici, când a trecut ofițerul stării civile acolo de numele, cum l-a, sau a zis... Nu, când mi-a făcut certificatul de naștere. Da, atunci. Da, era, îmi povestea tata că era un tip cu ochelari, așa cum am și eu. Și... când i-a zis Balint Pele Gavril și a scos așa ochelarii, s-a uitat la el și zice, Pele? Dar ce nume e? Ce prenume e asta? Că nu știm. Zice, tovarășul Balint, sunteți siguri că vreți să-i puneți Pele? Sunteți membru de partid, nu știu dacă dă bine sau... Și tata, pune domnule, Pele cu dumneavoastră. Și e cu accent cu ăla sau e Pele normal? Nu are și cu Pele. Nu. Că ar fi fost... Nu, așa a povestit Jerry Gane. Oricum că... l-a întrebat cum se scrie. Da, exact așa a zis Jerry Gane. Mă, tata, când s-a dus, era și bucuros că îi născuse un băiat. Și da. I-a zis Jirziniu. Și el a zis, cum să, ce să fie? Jirziniu. Și a zis, du-te bă de aici. Și Tersiniu, du-te bă de aici cu Jirziniu. A zis că m-a uitat la televizor. Dar tata se uitase nu la un campionat ce prinsese. Tata? Da. Campionatul mondial din 66 și din 70, palat din 66 aveam 3 ani. Doar țin minte că după ce au plecat cei care au fost la noi să vadă că noi eram a doua familie care avea televizor în St. George's Bay și au lăsat plin de semințe pe jos, era că mama era supărată. Păi aveau scaune cu bilețele, cu rezervări. În casă? În casă, au scos mobila din casă ca să pună scaune, să pună băncuțe. Pentru prietenii tatălui meu. Da. Unul era afară într-un brăduleț cu antena ca să potrivească antena să prindă nu știu ce... Și unde? Pe bulgari? Sau și... Bine, bulgarii nu acolo, pe ruși, pe ce să prindă? Pe ucraineni? Ucraineni ceva, da. Oricum, sau unguri chiar. Da. Scuze, era o glumă. Ce dori să transmite, zice, cu interviu cu președintele televiziunii bulgare? Zice, ce aș vrea să transmiteți publicului din România. Ce am transmit? Am vrea să-i transmită campionatul mondial de fotbal din 86. Da. În fine, și asta e... Asta deci țin asta și eu minte. Iar în 70 mi-aduc aminte de finală, de final, finalul finalei, când Pele a fost purtat pe brațe de suporteri și avea sombrero la în cap. Așa. Da, minte? Da. Aia mi-a rămas imaginea. Da. Și atunci am realizat cine-i Pele și tatăl meu m-a explicat, dar nu... A, până atunci era doar un nume mai ciudățel în România. Da. Nu mai ciudățel. În 1959, Pele joacă 103 meciuri, tot anul. 82 cu Santos și 21 cu echipa națională. Că ei făceau turnele, veneau pe aici prin... 59. În 59, deci era campion mondial cu un an înainte, bine, avea și 19 ani, dar nu contă. Santos a jucat în anul la 99 de meciuri. Deci într-un an calendaristic, că ei plecau și veneau și făceau turnee prin Europa. 69? În 59. E sigur? Da. Păi el e 40. A, da. 40, 58 campion mondial și în 59 era la Santos. Și a zis, bă, el încălca fusul orar și asta a zis că nu mai știa ce tricou trebuie să îmbrace, că avea meci cu Naționala Statului Paulista cu... și așa mai departe. Gabi, ești un tip activ pe rețelele de socializare? Sau în așa. Da, am mai văzut că, pentru că... Dar oricum nu mi-am luat perie nouă, dar ești un tip care are grijă să nu pună virgula între subiect și predicat, adică virgula e la... Nu, și am văzut niște poze, că vroiam să te întreb de Hebe St. George's Bay. Am văzut o poză cu... Da. Aveai un fest de cosmonaut, cum aveam cu toți, la 11 luni și alergai o minge. Mic. Mai îți aduce aminte de vremurile alea, adică la Hebe? La Hebe, cum să nu mi-aduc? Păi, prima mea echipă, am fost legitimat la 11 ani, dar nu m-am dus, că eram prea mic. Consideram că sunt prea mic. Păi trebuia să joc cu aia de 18. Și eu aveam 11 ani și până la urmă, la 13 ani, m-am prezentat și eu la echipă. Era cu legitimație, da, cu poză, da, cu tot. Legitimație. Prima mea legitimație a fost la 11 ani. Da. La 13 am mers la junior, pentru că era și tatăl meu, devenise antrenor și acolo am fost, am jucat un an, pe urmă am promovat la echipa mare, la 14 ani jucam deja la echipa mare. Deci Hebe echipa mare în divizia 4, care promovase în divizia 3. Am jucat un an și în divizia 3. Bine, mai mult meciurile de acasă, că afară jucam peste linie. Eram extrema dreaptă și îmi spuneau fundașii, băi,
Vezi linia asta? Dincolo, ai mare grijă. Da. Aole, da. Ce durități. Ce... Dar m-am călit. Călit. Așa s-a călit oțelul. Da. După care steaua... Păi, care-i povestea, urmă, că am văzut? Nu, de la Hebec, unde am terminat campionatul diviziei C atunci, aveam 15 ani, m-a luat Gloria Bistrița. Gloria Bistrița. Da, și imediat a fost o selecție pentru Luceafărul. Selecție națională de juniori, am reușit și m-am plecat la București. Gloria, având dreptul să joace fără junior în teren, având un junior la Luceafărul. Așa era regulamentul. Și am jucat la Luceafărul și pe final, pe finalul junioratului de acolo am venit la Bistrița de câteva ori să joc și câteva meciuri pentru Gloria Bistrița, printre care un sfert de finală, sau sfert de finală parcă a fost de Cupa României cu Universitatea Craiova. Ăla a fost meciul meu de referință, de la care am plecat mai departe la Steaua. Și cine te-a ochit acolo? E adevărat o poveste cu profesorul Constantin? Sau se spunea că... Nu, erau și Dinamo, erau interesați de mine și Craiova și sportul. Da, la un moment dat Neajan spunea, băi, nu mai știu ce, că bă, mă sună la bă, la bă, la... Păi, nu-i bine, vedem. Nici așa. Da, dar până la urmă Steaua s-a mișcat repede. Au trimis băieții, soldații, m-au luat de la Luceafărul, de acolo, de la Electroaparataj. Da, da. Pă, tata l-au chemat de la St. George. Băi, m-am trezit cu el în birou la colonelul Nanciu. Cred că tu, care ești mare, să le știi. Da, da. Șeful secției de fotbal. Da. Și am lămurit-o repede. Da? Să semnem. Da, să semnăm. Și tata voia? El mi-a zis, zice, bă, părerea mea, Steaua, club militar, disciplină. Asta conta. Da, e mare. Asta era 81 sau cât? 80? 80 și... În 80 pe final. Undeva în decembrie, cred că pe final. Sau 81 la început. Dar nu, cred că în 80 pe final a fost imediat după meciul ăsta, că ăsta a fost la începutul lui decembrie. Undeva la mijlocul lui decembrie. Eu am semnat deja cu ei. Nu, am semnat cu ei. M-am prezentat abia la ultimele 5 meciuri din retur, pentru că eram cu juniorii angrenați la campionatul european de juniori. Eram calificați. Adică nu, jucam calificări în martie, aprilie, da, cu Ungaria, pentru campionatul care era în RFG atunci, da? Am fost cu un an înainte la cel din RDG. Și am terminat campionatul european, m-am întors în România, m-am dus acasă, că eram și supărat că jucasem prost. Libero, am greșit și la un gol cu Polonia, am făcut penalti, în fine. Libero? Libero jucam la junior. Doi ani am jucat libero, da, uram postul ăsta. După care m-au sunat că să vin urgent la București, să mă prezint la club. Nici n-am avut timp să mă odihnesc puțin după campionatul ăsta european. M-am prezentat, erau jucători accidentați la Steaua, destul de mulți în perioada aia, și Constantin, antrenor, mi-a zis, băi, vezi că pregătește că poate joci. Aveam meci cu Progresul. Era la începutul săptămânii când m-am prezentat, deci aveam o săptămână să pregătim meci cu Progresul. Cu o zi înainte m-a întrebat dacă sunt în stare să joc titular, dacă așa. Mi-a zis că joc mijlocaș și eu, când am auzit asta pentru mine, i-am zis, gata, joc, să nu mai joc apărător, zic că nu mai vreau. Da, și am făcut un meci foarte bun, am luat nota 8, cea mai mare notă atunci. Eu acum răsfuiesc, da, sportul de pe vremuri, da, știi? An de an, lună, da, de lună, zi de zi, da. Și îmi revăd așa, îmi recitesc meciurile și îmi dau seama că n-am fost un jucător constant, știi? Adică ori făceam niște meciuri extraordinare, pe care mai urmau două, trei meciuri slăbuțe. Sau... Dar ce mi-a plăcut e că n-am fost la toate loturile. Eram prezent peste tot. Nu eram la tineret, eram la olimpici. Nu eram la olimpici, eram la Ipa Mare. Da. Adică tot timpul când era o acțiune a unui lot, era Gabi, da, Balit, era tânăr, puteam la toate să joc, așa că...